Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Ioana Maria Moldovan, bun găsit la Focus. Iată care sunt cele mai importante știri ale zilei. Situație șocantă într-o școală din Suceava. Un băiat cu nevoi speciale, elev în clasa 10-a, s-a urcat pe geamul de la etajul al doilea, iar din clasă colegii îl îndemnau să sară. Tragedie feroviară în Grecia. 38 de oameni au murit, iar alte câteva zeci au fost răniți după ce două trenuri s-au ciocnit frontal. Și peste 7.000 de sirene s-au auzit astăzi în toată România. A fost un exercițiu de alarmare a populației, iar întregul proces s-a desfășurat cu probleme. Caz halucinant la un liceu din județul Suceava. Un elev cu nevoi speciale ar fi fost provocat de colegi să sară pe geam de la etajul al doilea al școlii. Colegii au promis o pungă de pufuleți și au filmat întreaga scenă. Imaginile au ajuns în mediul online, acolo le-au văzut și cei de la inspectoratul școlar. Vă avertizez, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Băiatul din imagine este elev în clasa 10-a la Colegiul Tehnic Samuil Isopescu din Suceava. Potrivit mai multor copii care au asistat la scenă, victima ar fi fost provocată să sară pe geam de câțiva colegi. Cadrele didactice neagă vehement această ipoteză. A decis că, din proprie inițiativă, fără să fie în vreun fel împins de colegi sau provocat de colegi sau amenințat de colegi. De el pur și simplu a escaladat fereastra. Inițial a motivat că și-a scăpat telefonul pe fereastră și s-a oprit pe pervazul exterior. Cred că a vrut să facă decât un pic de spectacol, cred. Deci nu altceva. El nu și-a dat seama că este foarte periculos fiind la etajul 2. Chiar și în aceste condiții, directoarea liceului spune că a fost deschisă o anchetă internă. Am încercat să vedem dacă conștientizează ceea ce s-a întâmplat, că nu este un eveniment, este un eveniment total izolat, nu s-a mai întâmplat. Am discutat și cu părinții, imediat au fost chemați părinții la școală, s-a prezentat mama elevului. Pe fir a intrat și inspectoratul școlar județean. În primul rând vor fi verificate imaginile din interior, pentru că motivele pentru care elevul a escaladat geamul încă nu sunt clare. Există cazuri de bullying și există copii care sunt provocați în fiecare zi. Există copii care se manifestă într-un anume fel, care la rândul lor devin violenți în momentul în care sunt agresați. Depinde de noi, adulții din jurul lor, cum reușim să gestionăm la momentul potrivit astfel de situații. Psihologii avertizează că astfel de provocări pot avea consecințe extrem de grave. Deseori, tinerii caută să câștige atenția celorlalți fără a se gândi la consecințe. Bombardamentele rusești și atacurile mercenarilor Wagner nu contenesc la Bahmut, și totul în timp ce în India, miniștrii de externe a celor mai puternice 20 de țări ale lumii dezbat problema războiului din Ucraina, discutăm pe larg subiectul imediat în jurnal. O tragedie de proporții a avut loc pe calea ferată în Grecia. Cel puțin 38 de oameni au murit, iar alți 80 sunt grav răniți după ce două trenuri s-au ciocnit. Accidentul a avut loc la ieșirea dintr-un tunel în apropiere de orașul Larissa. Una dintre garnituri avea la bord 350 de pasageri, cealaltă transporta marfă. Peste 40 de ambulanțe și sute de salvatori au sosit de urgență la locul tragediei. Spitalele pentru arși din întreaga țară au intrat imediat în alertă. Era megalo bam acusame, 10 defterole pe fialtica. Αναποδογυρίζαμε μέσα στο βαγόνι μέχρι να πέσουμε πλάγια και να σταματήσει τέλος πάντων η ορμή του. Κατεβήκαμε κάτω, είχε πιάσει φωτιά δίπλα μας και είχε το παιδί εδώ μια τρύπα. Eforturile de salvare continuă, iar echipajele se așteaptă ca numărul victimelor să crească în următoarele ore. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων ατόμων στον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Premierul și ministrul Elen al transporturilor au ajuns la locul tragediei. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα ως χώρα, μιλάμε για μια ανίποτη τραγωδία.
σκέψη μας σήμερα είναι πρόκειται πάνω απ' όλα με τους συγγενείς των θυμάτων. Η χρέωσή μας είναι να περιθάλψουμε τους τραυματίες και από εκεί και πέρα να τακτοποιήσουμε τις ορούς. Από εκεί και πέρα ένα πράγμα μπορούμε να διερευνήσουμε με απόλυτη σοβαρότητα, με απόλυτη διαφάνεια τα αίτια αυτού του τραγικού συμβάντος. Ό,τι όμως πούμε τώρα θα είναι πρόημο. Tragedia a stârnit emoție în întreaga lume. Reprezentanții instituțiilor europene au transmis condoleanțe familiilor îndoliate. Gândurile mele se îndreaptă către poporul grec după teribilul accident care a luat atât de multe vieți seara trecută lângă Larisa. Profund întristată de teribilul accident feroviar de lângă Larisa, sincere condoleanțe tuturor victimelor, familiilor și prietenilor lor. Autoritățile au deschis o anchetă. Între timp, Grecia a declarat 3 zile de doliu național. Accidentul feroviar este cel mai grav din istoria recentă a Eladei. În 1968, 34 de oameni mureau după ce 2 trenuri se ciocneau frontal la 40 de kilometri de Atena. 2 bărbați au scăpat miraculos cu viață, unul la Arad, altul la Predeal, după ce mașinile pe care le conduceau au căzut de pe câte un pod. Accident grav și în județul Iași, unde un tir scăpat de sub control a intrat într-un microbus cu 15 pasageri și într-un camion. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Accidentul a avut loc puțin după ora 7, pe podul care leagă centrul Aradului de cartierul Michalaca. Șoferul, în vârstă de 75 de ani, a pierdut controlul direcției. Mașina a rupt parapeții podului pe o lungime de 10 metri, apoi a aterizat cu roțile în sus pe liniile de tramvai ale unui depou. Cred că din cauza vitezei a venit și ăsta în dreapta și-a trecut peste parapeți. Să circule mai cu prudență și mai încet. Autoturismul s-a făcut zob, dar șoferul a avut noroc și a scăpat doar cu câteva julituri. Când am ajuns în vârf, am dat peste polei dintr-o dată. A început stânga-dreapta, stânga-dreapta, atunci m-am pierdut și am apăsat accelerația. Și m-am dus peste parapet, s-a dus și parapetul și m-am întors cu spat cu roțile în sus, pe linia de tramvai. Putem spune că v-ați născut a doua oră? Sigur. Cu stare generală bună, stabil hemodinamic, cu traumatism craniofacial minor, cu escoriață la nivelul piramidei nazale, conștient, cooperant, a ieșit singur din mașină. Este o minune că a scăpat cu leziuni minore. Testarea cu aparatul alcool test a indicat că șoferul nu se afla sub influența alcoolului. Un accident similar a avut loc la Predeal. Un tânăr de 22 de ani a pierdut controlul mașinii pe care o conducea peste un pasaj și a căzut în gol pe șinele de tren. Bărbatul, rănit ușor, a fost transportat la spital. Traficul feroviar în zona a fost oprit timp de mai multe ore. Accident grav și în județul Iași, în localitatea Lețcani. Un tir scăpat de sub control a intrat pe contrasens și a lovit un microbus cu pasageri și un camion. Domnul de la camion presupozice că ar fi și ceva din față de acolo, să nu te duci. Asta e obțin să nu pierd așa ceva. E cea mai sigur variantă și unul e cu adormit. Ah, ok. Nu ai cum să mergi, că ai 50 de metri de frână și după aia trebuie să strâmbi la rus la 40 de metri. E inevitabil asta. În urma impactului, 2 persoane au ajuns la spital. Este vorba despre șoferul tirului, care are 62 de ani, care are un traumatism craniocerebral fără pierderea stării de conștiență, dar cu multiple plăci contuze la nivelul capului, un traumatism de membru superior și traumatism de bază. Al doilea pacient, 50 de ani, pasager în microbus, este un pacient conștient, care are contuzie toraco-abdominală, este stabil hemodinamic. Toate celelalte 14 persoane aflate în microbus sunt în afara oricărui pericol. La fel și ceilalți 2 șoferi implicați în accident. Au sunat sirenele astăzi în România, în toată țara s-a auzit sau ar fi trebuit să se audă sunetul la 7.000 de astfel de dispozitive. A fost vorba de un test pentru situații de urgență. De această dată, autoritățile au pus la încercare reacția românilor în caz de dezastru. Acolo unde au funcționat, alarmele au emis 5 sunete a câte 16 secunde fiecare, cu o pauză de 10 secunde între ele. E sunetul pe care toți românii ar fi trebuit să-l audă din miile de sirene din întreaga țară.
O parte dintre acestea ori nu au funcționat, ori intensitatea sunetului a fost prea mică. S-au auzit bine? În casă, când am deschis geamul, am auzit. N-am auzit. Eu am fost în magazin. Și de aici, din magazin, nu s-a auzit deloc? N-am auzit. Nu, n-am auzit. Chiar știam că trebuie să fie, dar n-am auzit. Capitala și Ilfovul au 527 de alarme, iar Inspectoratul pentru Situații de Urgență trebuie să le identifice pe cele nefuncționale. În municipiul București au fost situații unde sirenele nu au funcționat. Acest lucru s-a întâmplat și la exercițiile precedente. Scopul acestor verificări este să identifice acele sirene care nu au funcționat, iar autoritățile locale să le remedieze. Echipajele de pompieri au fost astăzi în teren la momentul declanșării acestor sirene pentru a observa dacă acestea au funcționat, n-au funcționat sau dacă au funcționat în parametrii scăzuți. 254 sunt în sistem centralizat, adică pot fi acționate simultan dintr-un punct de comandă. Vom primi mesajul de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind tipul de alarmare care urmează să se pună în aplicare pentru acest exercițiu. După confirmarea din centrul de comandă, populația a fost informată că este vorba de un exercițiu. După, sirenele au pornit sau cel puțin trebuiau să pornească. Deja sirenele au pornit. Din încăpere s-aude mai puțin. Cel mai puternic s-aude pe stradă, în spațiu liber. Alte 273 de sirene din București-Ilfov trebuie pornite manual. Alarmele moderne pot transmite și mesaje vocale. Aici avem un cofret de comandă al unei sirene electronice, centralizate, de la care putem comanda sirena local. De asemenea, se pot transmite mesaje pentru această sirenă prin microfonul respectiv, prin această stație de emisie-recepție. Numai când în zonă, local, se petrece un dezastru. Exercițiile de acest gen ar putea fi reluate cu o frecvență lunară, pentru ca populația să se familiarizeze cu tipul de alerte. Atunci când va fi vorba de pericole reale, acționarea alarmelor va fi dublată și de informații transmise prin intermediul mesajelor de tip RO-ALERT. În acea zi, cu sirenele menite să-i pregătească pe români în cazul unor calamități, echipele de salvare ROUSAR au făcut o demonstrație a unei operațiuni în caz de cutremur. La poligonul de la Ciolpan, cei care au salvat zeci de vieți în Turcia ne-au arătat cât de dificil este să intervii în clădiri afectate de seisme. Pompierii au făcut demonstrații cu echipamente de ultimă generație și l-au avut drept ajutor pe câinele Thor. Acestea sunt doar câteva secvențe dintr-o operațiune contra cronometru a echipelor de salvare ROUSAR. La Ciolpani, în județul Ilfov, se află cel mai mare poligon de simulare a unui cutremur din țară. Vedem în spatele nostru clădirea care este realizată pentru a fi folosită pentru simulări de căutare, salvare și unde în interior poate fi remodelată și rearanjată de fiecare dată când se face un exercițiu. Astfel de exerciții au loc zilnic, iar pompierii spun că nu sunt deloc ușoare. Primul pas este scanarea zonei, fie cu aparatură, fie cu ajutorul de încredere al lui Thor, un câine salvator în vârstă de 6 ani, care a participat și la misiunile din Turcia. Câinele poate să efectueze cercetarea. Deci noi ne antrenăm zilnic. Între mine și el trebuie să existe o chimie. El mă simte pe mine, eu îl simt pe el. El mă ajută pe mine, eu îl ajut pe el. Pentru a introduce camera de filmat, trebuie să faciliteze accesul acesteia prin găurirea peretelui cu o carotă. Pentru a intra în clădirea afectată, salvatorii folosesc piloni mecanici. În cadrul exercițiului au fost identificate și două victime rănite. Victima nu coboară niciodată singură pe targă, este întotdeauna asigurată de către salvatori care țin în permanență contactul direct cu aceasta. 2, 3, 5. Asta. În aceste momente, victima extrasă din clădirea afectată este transportată către spital. Singura metodă de salvare a acesteia a fost cu ajutorul unei tiroliene. Echipamentele și utilajele prezentate au fost folosite și în Turcia.
o automacară funcțională de 30 de tone, foarte utilă pentru a scoate sau pentru a debloca căile de comunicații sau a încărca diferite containere sau materiale. În România există în prezent două astfel de poligoane de pregătire, iar autoritățile anunță că urmează să mai construiască. În ele se vor putea antrena atât salvatorii români, cât și cei din Ucraina și Republica Moldova. Două clădiri din două spitale gălățene vor fi demolate. N-ar avea nicio șansă în caz de cutremur și ar pune în pericol viața medicilor și a pacienților. Sunt vechi de peste 100 de ani, iar de reabilitare nici nu poate fi vorba. Costurile ar fi mult prea mari decât construcția unor corpuri noi, spun reprezentanții autorităților locale. Clădirea secției dermatovenerice a Spitalului de Boli Infecțioase Galați are 123 de ani. A fost folosită ultima oară ca secție COVID. Între timp, pacienții au fost mutați în noua clădire a spitalului, la fel și aparatura. E o clădire care, din punct de vedere al expertului, trebuia demolată. Întrucât, are crăpături magice. Da, prezintă risc seismic. Urmează să fie demolată chiar și pentru simplu fapt că nu e bine să fie în picioare aici, în caz de vreo calamitate. În aceeași situație se află și clădirea fostei centrale termice a spitalului TBC din Galați. Această clădire va fi demolată? Care? Da. Cea din spate? Cea din spate. Deci orice, chiar și administrativă, trebuie să, pe noile norme de proiectare apărute în 2022, costurile sunt destul de mari. Mai bine o demolare. Sigur, se demolează. Costurile de demolare sunt mult mai mici decât cele de consolidare. Reprezentanții Consiliului Județean au aprobat deja demolarea celor două clădiri. Am aprobat în ședință de Consiliul Județean proiectul pentru demolarea acelor clădiri. În paralel am făcut expertize și la spitalul din Tecuș după ce l-am luat la Consiliul Județean. Am constatat că spitalul nu rezistă unui cutremur și atunci am luat decizia să facem clădire nouă. Este un proiect în curs de implementare pentru consolidarea Spitalului Județean. Galațul se află în imediata proximitate a zonei seismice Vrancea, așa că un eventual cutremur major ar avaria grav construcțiile deja așubrezite în timp. În ziua în care în India se reunesc miniștrii de externe din cele mai puternice 20 de economii ale planetei pentru a dezbate conflictul din Ucraina, pe linia frontului armele nu tac nici măcar pentru o clipă. Bahmutul este în continuare epicentrul celor mai sângeroase lupte. Mercenarii Wagner atacă în valuri defensiva ucraineană. Tancuri, distrugere și doar câțiva oameni pe străzi. Așa arată Bahmutul după luni întregi de bombardamente. O mână de curajoși refuză să părăsească locul. Misiunea soldaților ucraineni e însă mai dificilă pe zi ce trece. Bahmut, misto gărit. Ворог давить. Бахмут здати не буде. Будем останню. Слава Україні, смерть ворогам. În ciuda determinării afișate de apărători, situația e disperată. O admite chiar președintele Zelenski. Найтяжче, як раніше, Бахмут і бої, що мають значення для захисту міста. Я наведу лише один приклад. Зараз ставку ми проводимо доволі часто, мінімум двічі на тиждень. Минуле засідання було у четвер. Сьогодні генерал Сирський доповів, що від минулої ставки лише на його напрямку близько 800 вбитих ворогів. Росія взагалі не рахує людей, відправляючи їх на постійні штурми наших позицій. Інтенсивність боїв лише наростає. Luptele acerbe și pierderile colosale sunt confirmate și de liderul grupării Wagner, vârful de lanț al ofensivei rusești. ВСУ на Артемовске подбрасывает дополнительные резервы и всеми силами пытается удержать город. Десятки тысяч бойцов украинской армии оказывают яростное сопротивление. Între timp, la Beijing, președintele chinez și cel din Belarus au emis o declarație comună. Apropiații lui Putin fac apel la încetarea focului și cer ca părțile aflate în conflict să se așeze la masa negocierilor.
Sunt din nou cos la Constanța. Oamenii s-au așezat la rând și așteaptă ore bune ca să depună actele pentru ajutorul oferit de stat celor care închiriază locuințe cetățenilor ucraineni. Pe lângă faptul că sunt nevoiți să stea în frig, oamenii se plâng că primăria nu a găsit o soluție ca aceste documente să fie depuse online, așa cum se practică în alte județe din țară. Cozile de la sediile primăriei au devenit deja ceva obișnuit pentru constanțenii care depun documentația pentru ajutorul oferit de stat celor care închiriază locuințe cetățenilor ucraineni. În acest moment se depun documentele pentru banii aferenți lunii februarie. Pentru că sunt necăjiți, se vede păstarea lor, sunt necăjiți și atunci, oricum, garsoniera pe care am închiriat-o eu, probabil că în vară era mai de interes. În ajutor umanitar. Cererile se depun pentru decontarea cheltuielilor realizate în luna precedentă. Însă, de 4 luni, mulți constanțeni plătesc din banii lor întreținerea și toate utilitățile caselor unde locuiesc refugiații. Pe decembrie și pe ianuarie nu am primit bani. Februarie se depune astăzi pe tare. Nici februarie. Decembrie, ianuarie trebuiau bani încasați în 28 ale lunii. Întotdeauna au fost virați. Mai puțin în decembrie, ianuarie. Oamenii sunt nemulțumiți pentru că municipalitatea nu a găsit o soluție pentru ca aceste documente să fie depuse online, așa cum se practică în alte județe din țară. În plus, programul are din ce în ce mai multe sincope. În unele localități sunt întârzieri și de 3 luni la plată. Programul 50-20 a fost lansat în momentul în care a izbucnit războiul și tot mai mulți refugiați și-au găsit salvarea în țara noastră. Dintre aceștia, 50 de lei sunt destinați achitării cazării și utilităților, iar 20 de lei pentru hrana zilnică a refugiaților ucraineni. Coșuri de gunoi prea pline, saci cu deșeuri rezemați de stâlpii de iluminat, resturi aruncate de pe geamul mașinii sau lângă locul de parcare și principiul lasă că vine cineva să-l ia. Sunt chestiuni cu care ne întâlnim zi de zi aproape oriunde în România. În capitală se vede cel mai bine pentru că e un oraș mare și pentru că așteptările sunt mai mari. Ignorăm cu grație o regulă simplă. Orașul este casa noastră, iar în casă nu aruncăm gunoaie pe jos. Urmează un nou demers focus pe ei. E oficial primăvară și gunoiul răsare mai ceva ca un ghiocel pe spațiile verzi, coșurile de gunoi, stâlpi, stații de metro sau autobuz. Locurile improvizate de parcare devin și locurile unde se golește gunoiul din mașină. Comportamentul ne definește și strada devine cartea noastră de vizită. Nu lăsăm gunoiul în coș, țintim coșul, doar că nu suntem basketbaliști profesioniști. Și ar fi atât de simplu să facem așa. Cam ăsta e comportamentul pe care îl avem cei mai mulți dintre noi. Aruncăm ceva, nu ne aplecăm să-l punem înapoi în coșul de gunoi. Și nici nu adunăm după alții care fac acest lucru. Poate că ceva la un moment dat se va schimba. Avem tendința să dăm vina pe autorități, să spunem că dacă ele ar face mai mult, lucrurile ar fi cu mult mai bune. Dincolo de vina pe care o poartă pentru lipsa coșurilor de gunoi în anumite zone sau de numărul insuficient din altele, dincolo de birocrația dintre sectoare și primăria generală, dincolo de insuficienta supraveghere a operatorilor de salubritate sau a poliției locale, restul stă la noi. Urât și gunoiul și chiștoacele de la țigări. Îi vedem că merg cu mașina, deschide geamul și aruncă chiștoțul. E lumea needucată. E deja ceva natural. Din 2014 s-au modificat multe din lucrurile care țin de colectarea deșeurilor. Administrativ s-au schimbat atribuțiile primăriilor de sector față de problema curățeniei și raportul față de primăria generală. Încă din 2014, autoritățile locale ale primăriilor de sector au preluat competențe exclusive pe zona de colectare separată a deșeurilor, transportul separat al deșeurilor și sortarea acestora. Știm cu toții că au fost o mulțime de probleme la nivelul sectorului și perioade în care străzile erau sufocate de gunoaie. Pare că am depășit acel moment. Acum, la o plimbare prin oraș, descoper că lucrurile nu arată deloc rău. Mai mult, autoritățile ne spun că va fi mai bine, că avem colectare selectivă și o atitudine ca în alte orașe din vest. Simțiți acest lucru? De anul trecut, aceleași autorități locale ale primărilor de sector au putut și au și făcut-o, au
preluat celelalte competențe ce țin de zona de salubrizare. Prin urmare, tratarea, pregătirea pentru valorificare și depozitarea sunt acum niște competențe pe care primările de sector le gestionează. Faptul că funcționează colectarea selectivă, faptul că autoritățile Bucureștiului chiar fac pași spre a fi sustenabil, e un subiect pentru un alt reportaj. Suntem mulți care vrem să colectăm selectiv, doar că intenția noastră se pierde în tomberonul de la bloc și mașina care colectează. Până atunci să vorbim despre realitatea simplă și tristă pe care ați întâlnit-o și astăzi în drum spre serviciu. Soluția? Amenzi usturătoare. Amenzi usturătoare. Să nu mai facă. Eu zic că e cel mai bine să-i amendeze, ca pe viitor să nu mai arunce. Eu zic că asta e singura soluție. Dar eu știu, avem acum atâta personal să-i amendeze. Autoritățile spun că nu au cum să pună poliția locală peste tot, la fiecare scară de bloc. Avem camere puse în sectorul 2 și ce am observat de pe aceste camere este că durează aproximativ 15 secunde pentru o persoană să iasă dintr-o scară și să arunce gunoiul la stâlp. 15 secunde. Este imposibil să avem cât un polițist local lângă fiecare scară de bloc. Ceea ce li se poate imputa autorităților e faptul că nu supraveghează acele zone care sunt predispuse la aceste tipuri de acțiuni. Și nu vorbim aici numai de gunoiul depozitat lângă stâlp, ci și despre zonele unde se aruncă pe jos gunoiul când stai în mașină în trafic, pe stradă, în zonele intercirculate sau acolo unde stăpânii animalelor de companie nu strâng după ele. Numărul polițiștilor nu e un criteriu, mai ales că în capitalele europene pe care le vizităm, noi românii, înțelegem amenda și pedeapsa, chiar dacă nu vedem organul legii. Cred că asta înseamnă că noi trebuie să facem mai mult pentru noi ca țară. Așa cum nu aruncăm pe jos gunoiul acasă, așa n-ar trebui să o facem nici în oraș. Dacă fiecare dintre noi nu menține această stare de salubrizare, nu cred că sunt alte soluții. Zâmbetele sunt mai degrabă amare, pentru că situația nu e simplă. În timp ce noi, cetățenii, nu păstrăm curățenia, primăriile de sector stau sau nu cu ochii pe operatorul de salubritate, iar primăria generală are un rol de supraveghere. Ceva poate ar trebui schimbat în dreptul fiecăruia. Până atunci, rămânem cu locuri abandonate, devenite gropi ad hoc, unde nu se intervine pentru că e spațiu privat, garda de mediu care se sesizează mai greu decât ar fi necesar, operatori economici care nu instalează, conform legii, coșuri de gunoi, colectare selectivă care nu este sortare și mereu personal insuficient să supravegheze buna noastră creștere. Domnul, v-a căzut ceva? Ia dumneavoastră. Premierul Nicolae Ciucă are un nou membru în echipă. Îl cheamă Ion și este consilier onorific. Rolul lui este de a acumula cât mai multe informații din spațiul public pentru a oglindi vocile românilor din societate, cum a transmis guvernul. Ședința de guvern a început într-un mod neobișnuit. Nicolae Ciucă a prezentat un invitat surpriză. Este aici, în stânga mea, vi-l prezint. Numele lui este Ion. Ion este o inițiativă pro bono a unor experți în inteligență artificială, în colaborare cu mai mulți profesori și cercetători români. Aceștia au dorit să ducă vocile românilor direct în cabinetul guvernului. Salut! Mi-ați dat viață. Eu sunt Ion. Acum, rolul meu este să vă reprezint, ca într-o oglindă. Mesajele către mine reprezintă un portret al nostru, al românilor. Este primul proiect la nivel mondial de acest fel. Guvernul României marchează astfel o premieră, aș putea să-i spun, la nivel național și internațional, pentru că discutăm despre primul consilier guvernamental care folosește inteligență artificială. Nicolae Ciucă a făcut și o demonstrație de cum funcționează comunicarea cu cel mai nou membru al echipei sale. Ce trebuie să știu despre România? România este o țară frumoasă cu oameni frumoși. Am înțeles. Învăț.
Acum, mesajele românilor pot ajunge în timp real chiar la cel mai înalt nivel de decizie al guvernului. Cu cât oamenii vor apela mai mult la Ion, cu atât îi pot face atenți pe oficialii guvernului. El captează atât mesajele de pe Facebook, Instagram și Twitter cu tagul Noi Suntem Ion, cât și mesajele lăsate pe pagina de internet dedicată. Românii să intre pe ion.gov.ro. Așa pot învăța să îi reprezint. Ca într-o oglindă. Cu fiecare tag, mesaj, share sau postare publică. Scopul proiectului este de a identifica, extrage și transmite informații relevante pentru decidenții politici. Acest lucru se va realiza într-un proces automat în funcție de anumite cuvinte cheie. Nu se face primăvară cu o floare, dar florile aduc zâmbete, iar astăzi despre asta a fost vorba. Doamnele au împărțit zâmbete și mulțumiri pentru fiecare mărțișor primit, pentru fiecare floare sau bomboană dăruită de domn cu ocazia zilei de 1 martie. Dacă în orașe polițiștii au împărțit flori la semafor, în unele sate oamenii au sărbătorit venirea primăverii împletind șnururi. Bună dimineața de la Brigada Rutieră, comisar Claudiu Costea. Vă rog documentele dumneavoastră și ale autoturismului. Vestitorii primăverii au fost în capitală polițiștii de la rutieră. Ca în fiecare an de 1 martie au lăsat deoparte carnețelul de amenzi și au împărțit flori. Este o tradiție pentru Brigada Rutieră ca în fiecare an să le surprindem plăcut pe participantele la trafic. Pe lângă simbolurile primăverii, participantele la trafic au primit și recomandări rutiere utile. Sunt emoții când vezi că te oprești în trafic, dar foarte frumos este. Nu înțelegeam ce se întâmplă, am văzut foarte multe, am crezut că e un accident. Demite, pe aveți? Este, da. Aveți totul în regulă? Tot. Să respectați regulile de circulație, este foarte important. Da. Dacă în capitală reprezentantele sexului frumos au fost sancționate cu o floare de polițiști, în țară românii au sărbătorit 1 martie într-un mod inedit. În comuna Cricău din Alba, peste 300 de localnici s-au adunat în centrul localității și au împletit un șnur alb roșu lung de un kilometru. Apoi au înconjurat cu el centrul satului. Cel mai lung mărțișor din Cricău. Da? Cât are? Un kilometru. Ce faceți voi? Bine, înconjurăm școala. Da, cu ce? Cu un șnur mărțișor alb-roșu. Împletim firul roșu, care reprezintă în tradiția populară dragostea și iubirea străbășească, și firul alb. Firul alb reprezintă iarna, firul roșu vara. La Cluj-Napoca, producătorii au atras clienții cu tot felul de mărțișoare, de la cele tradiționale și până la cele în format 3D. Fetițele au fost cele mai fericite să poarte aceste simboluri ale primăverii. La mine găsiți mărțișoare pentru toate buzunarele, sunt confecționate manual, cu fotografii prelucrate și cu ochi de sticlă cu efect de lupă. De aceea se văd așa 3D. Și tu ai primit un mărțișor, de la cine este? De la unchiul meu. Tu ai primit mărțișoare azi? Da. De unde? De la colegii mei de la școală. Eu astăzi sunt în excursie cu clasa și suntem în căutare de mărțișoare. Pe acesta l-am primit de la doamna dirigintă. Și acum caut niște mărțișoare pentru mama și pentru prietena mea cea mai bună. Mărțișorul este un obicei păstrat încă de pe vremea getodacilor, care confecționau și purtau coliere din pietre albe și roșii în prima zi de primăvară, considerată și prima zi a anului. La originile sale, mărțișorul a fost o monedă de aur sau argint, la care era adăugat un fir alb-roșu, ce semnifica lupta dintre viață și moarte, și era purtat de copii și fete. Apoi a luat forma unor mici pietre de râu vopsite în cele două culori. Și cele mai importante știri ale zilei sunt comentate acum de jurnalistul și realizatorul emisiunii Inside Politic, colegul meu Sebastian Zacman. Bună seara, Sebastian, bine ai revenit. Bună seara. Am văzut simulare de cutremure, sirene... Am trecut și acest test. Testul simulării îl trecem de fiecare dată. A ieșit impecabil, ca orice test aplicat în România. Acolo unde cu declarații sirenele în fața auzit, camerelor TV. Eu le-am auzit, eram pe stradă întâmplător la acea oră și chiar m-am speriat. Eram într-o intersecție, credeam că e poliția sau ambulanța, însă nu, erau acele sirene de cutremur, nu se auzeau foarte bine. Ulterior, când au dat repeat cei de la DSU, chiar m-am speriat puțin și mi-am imaginat așa mergând pe stradă cum s-ar fi simțind oamenii aia din Ucraina sau refugiații ucrainieni care sunt acum la București. Nu doar să auzi o sirenă, să știi că e un exercițiu, dar să te trezești cu bombe lângă tine, cu clădiri dărâmate, cu viața făcută praf, cu locuința făcută ruine și așa mai departe. E un dezastru. Sper că măcar la asta s-au gândit românii care bagatelizează războiul de la granița noastră, iau peste picior ceea ce se întâmplă în Ucraina și sunt mari susținători
ai lui Putin, sunt portavocile Moscovei în România. Să se gândească că atunci când aud o sirenă, nu e de râs, nu e un exercițiu, nu e o simulare, e pur și simplu viața care poate fi distrusă imediat în următoarea secundă. Și într-o secundă, așa cum spuneai și tu, viața se poate schimba, dar putem auzi aceste sirene chiar și acum când vorbim, Doamne ferește, poate fi un cutremur, poate să înceapă un război. Da, mi-e pur și simplu groază să-mi imaginez ce se va întâmpla dacă nu va fi doar o simulare și dacă, într-adevăr, vom avea un cutremur, cel puțin în București, unde de când s-a întâmplat nenorocirea asta din Turcia, mă uit mai atent pe ce trotuar circul, câtă tencuială cade, câte anunțuri sunt, atenție, cade tencuială, sau mă uit la clădirile cu bulină roșie și e dezastru pur și simplu acum când ești perioada aceasta de iarnă și nu e atât de înverzit orașul, îți poți da seama exact în ce lume trăiești și cât de șubrede sunt toate aceste construcții, cel puțin din centrul capitalei. O să se aleagă praful dacă politicienii noștri nu trec, nu fac un pas mai departe, de la simulare la acțiune. Să vedem în sfârșit blocuri consolidate, școli consolidate, spitale construite. Care se pregătea interministerială, pentru... să nu uităm acest titlu frumos. Corect, îmi place că ai reținut. Da, da, da. De fiecare dată se face un comitet interministerial. Și există comisia, există, da. Sigur. Probabil că da. Lucrează la greu. Se mai întâlnesc miniștri și acum nici măcar nu e o problemă de bani, pentru că dacă tot în ultimii 30 de ani după Revoluție, țara aceasta chiar a trecut printr-o perioadă cumplită în care abia subzistam, acum nu se mai pune problema banilor. Avem fonduri cu nemiluita, bani europeni, PNRR, alte fonduri europene. Ce ne lipsește europene, ca să folosim acești bani? Ne lipsește o mână care să ia în mod dibaci aceste fonduri și să le investească cu creier și cu forță politică. Asta ne lipsește. Bun. Până atunci, până când se găsește acea mână forte, cu siguranță, avem un nou membru în echipa guvernului. Consilier onorific, îl cheamă Ion și a avut o discuție interesantă cu domnul premier. Ce puteți să-mi spuneți despre România? E o țară frumoasă cu oameni frumoși. Da, ți-a plăcut acest răspuns, răspunsul clișeu. Nu știu din partea cui, din partea premierului sau din partea consilierului. Probabil că astea sunt discuțiile zilnice dintre cei doi. De fapt, acum nu mai e coaliția lui Nicu și Marcel, cum o numea liderul PSD în Parlamentul României. Acum e coaliția lui Nicu, Marcel și Ion. Și am urmărit puțin răspunsurile noului consilier onorific și online și digital și am văzut că vorbește mult mai fluent limba română decât mulți membri ai cabinetului, oameni care sunt miniștri care stăteau acolo la masa guvernului. Deci, iată, e un pas înainte pentru activitatea guvernamentală. Altfel, dialogul surzilor dintre premierul Nicolae Ciucă și noul său consilier e absolut delicios. Nu era pregătit să dea un alt răspuns? România e o țară frumoasă cu oameni Majoritatea politicienilor din România așa gândesc. Nu pot ieși din clișeele cu care au fost învățați în tinerețe, la maturitate, la job, în școlile militare sau civile pe care le-au mai făcut. Dar sunt oameni care ar putea să-i pregătească pentru viața asta politică. Gândește-te cam care e nivelul consilierilor, domnule Ciucă, dacă acesta a fost primul răspuns care i-a trecut prin cap într-o conversație cu o mașină virtuală, da? Cât de utilă va fi această mașină? E mai degrabă dincolo de ironii. La modul simbolic contează foarte mult. România e pe această pantă a digitalizării și noi ne luptăm cu copia după buletin și cu declarația online depusă la etajul 3. Poate că domnul Ion, noul consilier onorific, va rezolva această anomalie, va începe și sistemul nostru public să funcționeze după standarde europene, însă știi ce mi-e frică? Să nu se contamineze cu vechi obiceiuri românești de acolo din clădirea guvernului, consilierul Ion, și să înceapă să-și angajeze rude, cunoștințe, neamuri, și Ion amante. Poate să aibă niște rude, nu, care au nevoie. Tocmai de asta, da. De asta mi-ar fi frică. Bun, hai să rămânem tot puțin pe scena politică. Lăsăm acum pe consilierul Ion să se odihnească, vedem ce alte întâlniri mai face. Exact, s-a închis. Aș vrea să discutăm puțin ce se întâmplă acum pe scena politică. Se caută un înlocuitor pentru ministrul Grindeanu, șefia ministerului. Domnul Ciucă a declarat în fața liberalilor prahoveni: România trebuie să devină un mare șantier, nu o șezătoare de politicieni. Da, acum și domnul Ciucă s-a găsit să joace politic pe final de mandat.
România chiar e un șantier în ultimul an și asta nu îi se datorează neapărat ministrului actual al transporturilor, domnul Grindeanu, dar tot s-au rostogolit lucrurile de la un guvern la altul. Știi că nu contează cine semnează contractul, contează cine taie panglica. Ei bine, în ultimul an s-au mai făcut anumite lucrări și viitorul ministru chiar va avea de inaugurat kilometri de autostradă și de drumuri expres. Însă, aceasta este o răfuială tipică între PSD și PNL. Ministrul Grindeanu a ieșit cu acele declarații, acel scandal legat de canalul Bâstroe. El a lansat acele informații în spațiu public și apoi președintele Klaus Iohannis i-a răspuns, sigur, pe un ton arogant și profesoral. Iar acum, omul de încredere al președintelui Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciucă, trebuie să rezolve problema. Îl mai trage puțin de urechi pe domnul Grindeanu, care oricum va pleca la rotativa guvernamentală. Deci asta cu se caută un ministru la transporturi sau că are zilele numărate Grindeanu, nu e o știre. Le are din protocolul semnat dintre PSD și PNL în toamna anului 2021. Deci, sigur, nu e nimic bătut în cuie. Protocolul de guvernare nu e un fel de tăblița lui Moise, care nu se mai poate schimba. Oh, și câte se mai pot schimba? Se pot schimba foarte multe, nu m-ar mira ca PSD să rămână cu Ministerul Transporturilor, chiar cu domnul Grindeanu, sau domnul Grindeanu să meargă în fruntea Camerei Deputaților. Negocierile sunt deschise. Ciucu, demisie demisie surprinzătoare. PNL București. Da, ce urmează acum? Urmează o perioadă complicată pentru PNL. Ciucu era unul dintre liberalii care nu acceptau, cel puțin în intimitatea sa, această coaliție cu PSD. El era un politician radical anti-PSD, radical anti-fire, așa și-a construit cariera politică, mult mai apropiat de zona USR. De altfel, administrația locală la sectorul 6 e formată dintr-o coaliție PNL-USR, deci în ciuda guvernării naționale PSD-PNL, și Ciucu pur și simplu n-a mai suportat presiunea venită din rândurile PNL, de la vârful PNL, un partid care, vedem, e umăr la umăr, e la braț cu PSD, și doamna Firea sigur își dorește ca liberalii în București să nu-l mai susțină pe Nicușor Dan, să nu-i mai asigure o majoritate în Consiliul General și să se îndrepte către o coaliție cu PSD care eventual să o susțină pe Gabriela Firea în 2024 pentru Primăria Generală a Capitalei. Așadar, Ciprian Ciucu n-a fost de acord cu acest plan, a demisionat și a rămas primar la sectorul 6. De acolo nu poate să-l schimbe nimeni, poate să candideze și din partea PNL, USR sau independent, cu siguranță va fi ales. Însă, o întrebare importantă rămâne pentru liberali. Ce alege PNL? Să meargă în continuare cu Nicușor Dan, să-l susțină și să mai câștige un mandat de primar al Bucureștiului, sau să se arunce cu totul în brațele PSD și să o susțină pe Gabriela Firea, pe care în urmă cu 2 ani o blamau? Rămâne de văzut. Vreau să îmi spui foarte pe scurt ce vedem noi la Inside de Politic sâmbătă ora 12. Sâmbătă un invitat foarte important, ediție specială, vine secretarul general adjunct al NATO, domnul Mircea Gioană, și cred că am spus suntem totul cu ochii cu pe tine nume. Și pe invitatul tău. Mulțumesc, Sebastian Zacman. Vorbim acum despre vreme. Georgia Pietreanu vine cu toate informațiile. Georgia, te ascultăm. Bună seara, Ioana, bun găsit tuturor. Să mergem mai întâi pe continent. Va ploua în sudul și sud-estul Europei, iar în nord-est sunt anunțate ninsori. În rest, precipitațiile vor fi sporadice. În zonele joase dimineața, dar pe suprafețe mici, se va forma ceață. La noi în țară, în această noapte, va fi ceață în sudul și sud-vestul țării, va ploua slab în zonele mai joase, iar la munte vor fi precipitații mixte. În sudul Banatului și pe crestele Carpaților meridionali, vântul va agita puțin atmosfera. Temperaturile minime vor fi negative în nordul Moldovei spre 8 grade și pozitive în sudul Banatului, ajung până spre 5 grade. Mâine rămânem cu vreme închisă și va ploua slab în sud-vest, la munte vor fi tot precipitații mixte, iar la altitudini mari vânt. Temperaturile maxime, asemănătoare cu cele de astăzi, se vor încadra între 3 și 14 grade. În București atmosfera rămâne mohorâtă până vineri, pentru că abia de sâmbătă o să vedem soarele. Până atunci, iată, mâine vom avea în jur de 7 grade în termometre. Vineri va ploua spre seară, de sâmbătă însă temperaturile încep să mai crească și vor fi în jur de 12 grade, dar noaptea mult mai rece, cu cel mult un grad în termometre. În prima parte a zilei, posibil să mai plouă sau să burnițeze. La munte va fi norat, pe văi și în depresiuni de dimineață va fi ceață, sunt anunțate ploi, lapoviță și ninsori în munții Banatului și puțin și în Carpații meridionali. Acestea au fost informațiile despre vreme. O noapte liniștită tuturor. La revedere!
Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine seară tot aici la Focus de la ora 23. O noapte liniștită și o primăvară frumoasă. Aveți grijă de voi!